Vin cu o întrebare simplă de fapt, dar rezultă din ceea ce spui tu. S-au dus dracului toate instanțele care te făceau să stai Da. puțin să te gândești, aparțin acestei... Da, așa este. intru în jocul ăsta care mă depășește. Dar vezi, Eugen, asta e de fapt partea, fața întunecată a democrației. Adică, bun, partea bună o știm cu toții, îi dă o putere fiecăruia dintre noi, nu? Dar dacă ne gândim așa strict matematic, fiecare e la fel de îndreptățit ca celălalt și dacă acceptăm că lumea e diversă și va exista întotdeauna o cacofonie de opinii, dacă toate sunt absolut la fel de îndreptățite, nu? Ce iese de aici e absolut haotic, nu? Deci, cumva ai nevoie de niște straturi, filtre, o ierarhie, o credibilitate a competențelor, o meritocrație, nu, în domeniul ăsta al informației. Ori, cam așa e cu revoluțiile, nu? Ele aruncă în aer o societate, după care încet, încet începe să se refacă, să-și creeze din nou sistemele de protecție, nu? Să se filtreze pe ea înseși. Dar asta ia timp. Și povestea cu revoluția mediatică e mai serioasă decât am crezut. Nu? O foloseam cu toții metaforic, așa, ia uite ce frumos, de toate pentru toți, așa o vâlvătaie așa de energie și de libertate. Dar ea, de fapt, dă peste cap foarte multe structuri care ne asigurau totuși o previzibilitate pozitivă a existenței. Nu? Ne dădeau răgazul să luăm decizii, exact cum spuneai, să luăm decizii informate și raționale. Nu? Ori, da, asta e ceva... Da, de care nu avem cum să nu ne temem.